fost ordinul lui Băsescu țintă pe mine ani de zile ca să pună mâna pe Constanța. Da, ce dovezi aveți că aveți ordinul lui Băsescu? Să e o bănuială văzând ce vi se întâmplă. Păi, dar în 2005, după ce a ieșit Băsescu și a spus că baronii trebuie... Așa e și imediat. Da, asta sunteți mai degrabă militar decât baron, adică... Păi m-a făcut viața, m-a făcut revoluționar, ce să fac? Dar mă bat cu sistemul. Mă bat cu un sistem de 10 ani și o știți că tot timpul vedeți pe Mazăre, când dus acolo, când acolo, când cu aia, când cu aia altă. Uite, tot ce am făcut în primărie, dom'le, da tot, de la firmă de gunoi, până la firmă de pază, până la drumuri, până la case, până la aia, tot, toate actele, verificate și răzverificate, doar găsești ceva. Mă, asta spuneți că asta e justiție? Păi nu, eu mă întreb așa, domnule, chiar așa, dacă omul ăsta ar făcut ceva în 10 ani, aveai cum să nu descoperi. Puh, ceva. Păi deci mă băgam, era legat de nu mult. Mă vreau ei la beci, da. Asta e, da. Ideea este următoarea, nu spune nimeni să nu anchete. Sigur, ai suspiciuni, sigur, există într-un contract, în două. Nu, pot fi și reclamații de la nemulțumiți. Pot fi și reclamații. Sigur. Pă, de la câte și reclama, dacă retrocedezi o casă, te reclamă chiriașii, dacă nu retrocedezi, te reclamă proprietatea. Sigur că da, și anchetă la DNA și într-o parte și în cealaltă, obligatoriu. Păi de ce nu plecați, domnule, mai repede de acolo? Păi eu sper să se normalizeze, dacă o să câștige Ponta, să se mai normalizeze, dacă să se facă o lege de răspundere a magistraților, să nu mai existe vânătoare, asta nu-i vânătoare? Păi și ce să facă Ponta? În povestea asta. Haideți să presupunem că domnul Ponta câștigă. Da. Asta e varianta optimistă. Da, e adevărat. A noastră și a celor din PSD. Ce speranța, păi mare, ce? Speranța mare ultima, ce, nu? Ce poate să facă Ponta? Adică ce să facă Ponta? Ca dumneavoastră să nu mai primiți 3 dale în fiecare zi. Păi în primul rând poate... Știți că se poate interpreta că dacă nu le mai primiți, intervine Ponta în justiție. Hai să vă spun eu ce poate să facă. Poate împreună cu Parlamentul să o schimbe pe șefa de la DNA. Păi nu s-o tragă, nu s-o dea afară. Doamna. Nu se poate. Păi are mandat până întrebat? În 2016. Are mandat, dar n-are acuzații și ea, cum am și eu? Nu le-ați prezentat aici în fiecare seară? Dar nu vedeți, că am mătrășit dosarele, că l-a luat, că procurorul, cum îl cheamă? Procuror, că i-a luat dosarul. Iacobescu, da? Nu sunt toate alea. Că de ce nu l-a luat cu mascații pe fratele lui Băsescu? Că de ce n-a făcut percheziție? Că de ce? Că de ce? Că de ce? Că de ce? Sunt un milion de DC-uri care ar trebui și ele anchetate, cum sunt și eu. Eu sunt anchetat pentru orice. Da. Da. Și dumneavoastră n-ar putea, n-ar trebui trasă puțin pe dreapta și văzut dacă se verifică. Păi eu, eu nu spun că ceva. E vinovat, dacă se verifică. Păi există CSN-ul pentru asta. Da, mai există... Putea să o tragă pe dreapta CSN-ul. Putea, e adevărat? N-a făcut-o. N-a făcut-o. Păi ce facem acum? Ne războim și cu CSN-ul. Adică ce poate să facă Ponta? Eu asta mă întreb. Eu încerc ca inginer ce sunt la bază. Și eu sunt tot inginer. Păi vedeți, doi ingineri suntem aici. Am să vă spun eu. Uite, spre exemplu, hai să vă spun eu ce poate să facă. Vă dau un exemplu. Da. În cazul lui Voiculescu. Așa. Poate să facă Parlamentul să dea o simplă modificare în codul penal și să spun așa, orice sentință care nu este dată de un complet tras la sorți este nulă. Punct. Se poate? Trebuia tras la sorți complet. Se poate? Dom'le, se putea face lege. Poate să mai facă încă una care în care... Să spună clar că nu poți fi judecat fără un complet tras la sorți. Dar ce asta vă zic se putea eu? De la început. Dar vedeți că tot Parlamentul a făcut legi proastă? Da, e adevărat. Hai să vă mai spun ce se mai putea. Putea să spun așa, niciun proces de evaziune, de corupție nu va fi judecat fără o expertiză făcută de un expert tras la sorți. Punct. Al doilea. Se putea și asta. Se putea și asta. Aș vă mai dau câteva exemple. Da. Păi dar de ce credeți că nu s-au făcut dacă se putea face? Ca o majoritate în Parlament. Ca să... Cine? Păi cine conduce guvernul acum? Adică guvernul are o majoritate pe care se sprijină în Parlament.